Bună dimineața, este ora 7, dar m-am pus în pat, m-am pus în sac de dormit pe la 8 și acum e 7, a fost o noapte foarte lungă, foarte, foarte lungă, destul de grea. Am reușit să dorm cam jumătate de noapte. Chiar am adormit bine, a început să plouă la un moment dat. Și mi-a plăcut, chiar mi-a plăcut să ascult ploaia. Dar după aia a început să bată vântul destul de tare și nu prea mai putut să dorm cu zgomotul de la vânt. Am avut tot felul de vise ciudate. A fost, Doamne, a fost o noapte atât de ciudată. Plus că tot auzeam zgomote prin pădure, dar probabil tot vântul. Da, m-am descurcat cu un sac de dormit și sacul de bivouac. Spre dimineață a început să-mi fie răcoare, să-mi fie friguț și mi-am pus polarul pe mine, mi-am mai pus o pereche de colanți și apoi a fost chiar foarte ok. Foarte frumos locul, este incredibil de frumos, ireal aș putea spune, deci pare desprins din filme, din basme. Da, eu încet, încet o să mă pregătesc să mă îmbrac, să-mi strâng lucrurile și să mă pornesc la drum spre cătunul Casa de Piatră și acolo cred că și acolo cred că mă voi caza noaptea asta, să mă odihnesc eu cum trebuie. Pe la ora 2 încep ploile, cerul este foarte înnorat. Și vreau să fiu până atunci la adăpost. Nu mai am apă, abia aștept să ajung la o sursă de apă, abia aștept și să mănânc cum trebuie, că de 2 zile nu prea am mâncat. Dar e un loc care merită văzut. Și este cel mai sălbatic loc dintre toate pe care le-am văzut eu. Da, cam atât. Poate mănânc și o felie de pâine și apoi mă pornesc. V-am pupat. Mâncarea e neatinsă. Acesta este tot bagajul meu. De data asta mi-am luat mai puțină mâncare, nu mi-am mai luat tot kitul de gătit și bine că nu l-am luat pentru că oricum n-aș fi gătit. Și gata, urmează să plec din acest loc minunat. Prima gospodărie locuită și îngrijită din drumul meu. Arată foarte frumos.
Au și o seră aici. Oameni gospodari. Foarte frumos. Înainte să ajung în satul Casa de Piatră, vreau să trec puțin prin satul Hodobana. Este tot la fel un cătun cu câteva case risipite pe câte un deal fiecare, am auzit, și sunt foarte curioasă să ajung și acolo. Doamne, ce traseu frumos! Și ce zi superbă de toamnă am prins! De vis, de vis să veniți să vă plimbați prin zona aceasta. Și am intrat în satul Hodobana. Deja văd primele căsuțe cocoțate sus pe deal. Foarte frumos. Doamne, cât e de frumos aici. Și liniște completă. Se poate ajunge cu... Cred că se poate ajunge cu mașina de teren, bunicică. Ceea ce e un mare avantaj pentru acești oameni. Acolo, sus pe deal, alte căsuțe. Acolo sus este o poieniță unde sunt câțiva cai. Cam așa arată paradisul din Munții Apuseni. Absolut superbă. Cât pământ aici. Și e pământ bun. Bună ziua! Doamne ajută! Ce faceți? Da, am aici mașina afară și a dus-o mă cu un cablu ca să poți da drumul. Faceți treabă! Cam câți mai sunteți pe aici, oameni? Nu mai putem, dar nu prea mult. Dar sunt acolo o casă, patru gata, doi strada, am aici și mai mulți la casa mea, dar să mai duc ochii. Aici suntem trei, acei unul din clo 1, din clo 3, dar nu mai sunt ei, că nu știu, 18. Copiii au plecat de aici. Copiii s-au mai dus, eu am unul nou însurat, fata mea dincolo are numai o fetiță și la școală de asistentă. E așa frumos, din București am venit. Și numai sunt vruță. Da, am venit să fac o plimbare pe aici. Nu, vreau să chindeam nipunii mei dacă vrei să ajung la gă. Dacă da. Dar nu la aia, ca asta mi-e pe drumul ăla pe jos. Așa, nu mi-e pe cică, dar pe ăsta. E așa atunci frumos. Dar o femeie și nu aude, ce înțelegi da. Cu ea. Și atunci cobor de la ei jos și mi-ai până atunci urii jos la drum, dar cobor printre stângi. Da, da, dumneavoastră aici v-ați născut? Eu m-am născut acolo sus, în deal, unde sunt alea case. Unde sunt casele alea. Aici am cumpărat, dar eu nu stau așa, aici au stat părinții mei. Aha. Și tata a murit și am venit de la munte aici. Și am mai stat o săptămână sau două. Și vă întoarce. Acolo acasă, acolo jos într-o honcă și acolo mă duc acolo. Aha, deci aici doar vara stați. Da, vara stăm ea cu vacile la pașoni, cum zicem noi, și atunci... E frumos. Iar stăm dincolo, nu stăm aici. Aici școală a fost vreodată la copii? Când a fost eu clasele 1. 4, a fost aceea dincolo. Da. Și, da, păi, pe când și copiii mei nu ori mai fost, că nu mai fost o femeie pe la casa de piatră. Aici? Da, nu. Ați avut vreodată problemă cu urșii? Nu, am avut adică mult. Da? N-am mai avut, am avut
era copiii mici, dar acolo acasă, dincolo unde stau eu, era vinerea de Paște. Și drăguța mea, numai bine că avea pe tata meu, el stă atunci aici. Și el a zis că merge la gârda și noi puneam cartofii aici. Și îmi zice, na, eu mâine mă duc la gârda atunci vinerea de Paște până în Paște, dar zic că el n-a să ne mai aduci niște cartofi mai mari, că atunci noi posteam, că unul acum 10 metri săptămâna. Că da, se ține post. Și ne-a dus niște cartofi, mai mâncăm atunci vineri și sâmbătă. Bun. El a aud, după aia el a aud, stup. El a sărit de gard la porci. Ursul a sărit la porci? La porci în gard. No, aici nu avem o cotăleață, dar avem cocheții ca lumea acasă. No, și eu m-am gândit, pus tata jos la ușa beciului, sacul cu cartofii și aia s-a auzit tup. Pe loc aud porci de rând. Și atunci omul mi-a dormea într-o cameră cu fata și eu dormeam în alta cu copilul. Și atunci, când a rupt ușa la cocheți, eu am auzit sfârain ceva. Da. Eu am crezut că se mișcă omul meu de pe dormeze, să spune că el mergea la lucru. Și se aude arcurile alea, cum erau făcute dormezele la noi, când ursul a deschis ușa. Și atunci el a intrat în cocheț la porc. Și-o lua porcul. Și-o rupt pe amândoi. I-o rupt. Și omul meu o sarit de pe geam, dar sus, o sarit de pe geam, o sarit, că acolo a fost mai de mână, o sarit da. Aici și drept la cocheț. Când el a mers, se duce ursul cu porcul. S-o lua porcul. Și noi nu auzirăm. Na? Se duce draguța mea câtă cocheț. Când el a umblat ca să treacă gardul, ca cum aș umbla eu să trec aici, ursul era în cocheț și ușa trasese după el, că ușa trajea acolo, în față. Și atunci când l-o simțit pe omul meu că umblă să urce aici sus, atunci o zic așa, a ieșit chip-chit, dar a fost ursoaica cu doi pui. Ursoaica cu doi pui. Și atunci când s-a văzut la liber, s-a ridicat în două picioare, cât omul meu. Atunci săracul era frică, că murie 5 ani, nu mai putea face numai ursul. Ursul de frică. Dar câini nu aveați? Că nu bate câinile pe el. Nu. Nu bate câinile, nici hamnă pe el. Atunci el ia galeata și o aruncă după el. Hai că și ăsta se cheme și fur. Și atunci s-a ridicat în două picioare că pe el. Da, el nu mai putut face nimeni, ursul. Deci te blochezi că nu... Atunci el a trecut ca rău și copiii pe geam. Ni tată, ni pui, că pe drum, ni pui, pe pui. Drum. S-au dus ochii și noaptea următoare odinii, dar știi că s-o fac cu porcii, bine, nu? Eu mă duc la medicamente și am dat așa, nu a, da, nu i-a omorât? Nu, i-a rănit așa. La culpă, pe unul și la unul i-a rupt un picior, dar s-a vindicat, ea, că a, bine că e. Și atunci, pe toamna aia, nu, s-a vindicat, nu i-am dus nicăieri, de acolo și vara s-a vindicat. Și apoi s-a mai întors ursul. Și s-a răiat. El se cam învață, dacă da, știe dacă care mâncare. Noi mergem sud la Calinease la munte, cu vațile vara, da, urmă de el am văzut, da, așa. Eu am văzut, să știți, ursoaica cu pui, azi, alaltă noapte. Da, unde, dragoța mea? Colo, spre gârda seacă, pe deal, colo, unde mai sunt niște case părăsite. Ce nu știu, sunt grute pe acolo, dar nu te-o frică. Nu, dar nu mi-au făcut, ea era speriat, ursoaica, că au fost niște pocnitori. Și niște câini lătrau și au fugit așa prin fața mea la 10 metri, dar nici nu cred că m-au văzut. Da. Place îmi place că vreau să văd toate zonele astea frumoase, că o să vreau și eu să mă mut la munte. După ce m-ai mărita. Drăguța mea, cât am zis și eu când mi-aș vinde de acolo, nu, acolo unde stăm, avem case bune, avem baie, avem bucătărie, avem terenul, nu-i coastă, nu-i bun. Și eu am zis să găsesc undeva să vând, m-aș duce de aici, să trec muntele din acolo. Da, dar dacă vă duceți la oraș, nu rezistați o săptămână, că e urât. Și tot așa, zice, du-te, mamă, unde să mai merg? Am cu tensiune, am cu inima, am cu tăci. Și zice tu, mamă, nu e că te-ai lăsat, dar nu știu de ce mie mi-a fost dragostea aceea de țară, să mă duc la țară, nu? Da. Dar uite că n-am apucat, nu, omul meu s-a dat lucrat la păduri când a fost în vremea lui și am pensie cu pe el, 1.250.000 pensia aceea de urmaș. Da, și eu sunt mulțumită cu pensia, foarte mult. Dacă aveți și vă trebuie un animal, aveți un ou, aveți... Avem porci, ăștia trici, avem găini, avem de tăi. Că la oraș trebuie să cumpărați. Am venit de jos. Am venit aici, la plimbare. Și am zis că avut noroc când a venit caii ăia de sus, că dacă venea cu întâmea, ea vezi, așa mea, ea o omora. Așa e. Ce faceți? Vă doare ceva? Oasele am, cum ziceam. Vă doare oasele. Și chiar de frie, nu știu de lână.
Păi da, că la vârsta asta e mai frig. Cum îți place singuruță? Îmi place ca să... Tot așa, să văd unde e mai frumos în țară, așa, ca să... Am fost mai pe multe zone, peste tot, ca să găsesc și Doamne ajută, când m-ai mărita să caut să găsesc. Bun să fii, bun la suflet. Bun să te poți înțelege cu el. Uite, adică la 16 ani. Da. Așa erau vremurile. Ea era mama bolnavă și zicea, du-te și te marită, că mă ta moare și tu rămâi. Și uite că m-a murit mama, că trăiești în zonia asta. Omul meu a avut pe cumnată, s-a dat cu el, au fost frați buni, numai de tată. Și o trăie la altă, bine. Uh-huh. Și de mine și-a bat un joc. Și într-o fel și într-altul. Și plângeam, și mă mergeam la centru. No, hai să mai merg la ea să te vază cum ești îmbrăcată. Da, erați un, erați un copil la 16 ani, da. Dacă n-am ajuns la 21-22 de ani, deja eu m-am schimbat. Deja, gata. Nu se știu eu atunci, mintea de apostii. Mintea, da, da, da. Ies, îți dea Dumnezeu un bărbat bun. Dacă e bun, trăiești, mei. Da, da, da. Dar dacă omul rău, mai cu ce înțeleg. M-a pus să mă supărat. Sunt cu mine tot încordat. Aia nu-i viață. Nu, nu, nu. Nu-i viață. Nu mai animale atâta. Nu, animale, da. Da, măcar reușiți să vindeți produsele de la văcuță, la... Jos, nu? Nimic, noi n-avem unde vinde. Nu spune că ce am să știți că e mare păcat. Și-am mândut cu 110 milioane, 4 de țiri. Mare păcat. Da. Și mai am o ghețaluță împuiată și am o cunoscut. Nu, laptele îl bag la porc. Dar faceți brânză, faceți smântână. Și doar pentru de dumneavoastră nu vindeți, nu? Iarna și da. Așa, că mâncăm, că restul nu mâncăm și așa o dau la porci. Deci nu, nu reușiți să vindeți, păcat. Nu, eu să colectez laptele, n-ai nimic acest. Da, nu se ocupă, no, dacă brânză, ar trebui. Vara nu mai strâng toată lumea că vine brânză, că vine turiști și fac placinchi. Mai vin vara aici turiști la dumneavoastră? Cea mea și vara acolo la munchi suri și pe aici. Trec pe aici, trec. Fac care se ocupă cu placinchi, le fac și vin o placintă cu 15 lei. Aha. Dar păi scump, draga mea. Da, să știți așa că așa sunt prețurile. Așa sunt prețurile. Da. Și nu, da, de oară a fost astă vară și eu am vândut la cineva brânză. Și ne-a dat 16 lei pe kilo. Și el face și vine placentul cu 15 lei. Nu, să știți că e prea puțin 16. Da, nu e exact. Așa m-a mai dar jos în oraș. Da, jos de dinclo cu 17 lei o dat pe kilo. Prea da, puțin. Și un placenta cu 15 lei. Mai rămâne 2 lei de la 1 kg. Da, deci asta fac, fac afaceri. Da, că, și, na. Și balmușul, dacă face balmușul un picut atât, aș mai pune o linguriță de brânză și doar din 30 de lei, Dumnezeu iau. Mult, mult, aia s-a plăcut. Da. E pe la ghețaru, ăștia pe gârda. Da, de la ghețaru, acolo, da, acolo să vând plăcinte. Ia, acolo vezi. Ce ceva, da, da, da. Munche, la Călineasa, acolo, cu plăcinte. Da, uite, acolo n-am ajuns la Călineasa, data viitoare. Draguța mea și via acolo, iată biserică, da. E frumos. E un sat acolo. Muntele, unde merg cu vacile. Da. Acolo merg cu vacile. Anul trecut a stat până la, aproape la 1 octombrie. Până... Bine că aveți curent, Doamne, bine, că da, sunt sate fără curent. În 19 ani, atunci au murit tata și am trecut la curent. 2019? Cât? Din 19 ani. A, din 19 ani. Da, de când din 19 ani avem în postul Paștilor, mă, de când ne-o băga curentul acolo acasă. O da, Domnul, să, să ocupi să vă pună s-o curent. Da, de s-o ne-o băga. Cu lampa, când înainte cu lampa, cu lumânarea, cu... Cu lampa și... Noi continui cu lampa, am avut, luam petrol și cu lampa, continui cu lampa. E. Era greu cu spălatul, cu frigider n-aveați. Frigider n-avea, un congelator n-avea să știu... Spălați la mână. Aia-i porcul, puneai în saramură, puneai și iarna cârnațul sus și s-a fumat și mâncai uscat așa. O, dar mâncai... Așa era lumea învățată, da. La muta e doi, ăștia de Crăciun unul vinde. Și mai ia doi uți și taie pe când mi-a munții. Mm-hmm. Da, și atunci ca să aibă, să zic așa, zic că eu mă aduc a munții și el acasă, dacă era cine face mâncare, el dacă are, facea în conserv înainte. O dus am la cineva de-o fac cu salam. Opa, m-a zis că nu-i mai bun salam, mai bine să face cârna de casă. Și înainte puneam în borcani, iar învârteam carnea în sare, după aia o puneam, o așezam faină în borcani mari și atunci faceam, arătă saramură. Și puneam pe carnea crudă sau crudă în sare? Și atunci luam de acolo și puneam și ăștia saratura în ea și faceam tocană și tocată, ca mai o toca și o puneam în borcani și puneam un soare pe ea, pe deasupra, un tură. Un tură, da. Și atunci stă așa. Și stă. Ok, duce la fână, mă, că acum avem niște baloți de fân.
Și nu au fost văcuțile vreodată atacate? Nu. Lupii nu au venit, nu? Nu, că am ordinit ultima dată. O mai venit și ce au luat? O luat vreo ceva? O luat câini. Să știți că câinii sunt mâncarea lor preferată. E, câini. Toiuță, proastă ăsta. Doamne. Am făcut la casa egipteatru și au luat pe amândoi. Asta iau, că e cel mai ușor să ia câinii. E una, două lea. Numai aceea, dar aia nu au zis nimic, adică o să... Că e mai greu să iau o vacă, să... hai, mai greu. Da, noaptea vine, nu-l lăsăm acasă, sunt grași. Dacă am crescut aici, acolo, de sus, de Boceana, dar mai câta păduri. Acolo m-am născut, de acolo m-am maritat. După ce am cumpărat aici, ca să urmă mie mai bun. Ați copilării prin păduri pe aici? La vai, draguța mea din Picasa, părnuma mea la școală. Când eram aici la școală, mă duceam la vaci, după ce mergeam de la școală. La două plecam cu vacile, gineam sara, duceam ghiozdanul cu mine la vaci. Dar nu învățam, bacul erau vaci dublau rău, bacul mai eram cu o fată și cu un băiat și ne jucam. Sara, când gineam, țăpam ghiozdanul în gheoparchi, mă puneam, că era o bancă din aia lungă, așa era în casă atunci. Da. Mă puneam pe aia și mă culcam și tata, Doamne, iată, mă luam în brațe și mă puneam pe aia și mă culcam. E de mâine dimineață la 4, la 5 să mă scol să învăț. Aveam un învățător, era rău. Ne băi cu cartor. Așa era, da. Și atunci învățam și așa vezi. Când eram în Arieșeni, dacă luai 4 în săptămâna asta, nu ți lasa să vii acasă sâmbătă, că stăm la internat. Da, da, da. Tu, Doamne, ce plângeam, dacă capătam cumva un 4 de acel atât, de când am capătat? După aia, gata. Am capătat 4 și nu mă lasă să mă duc acasă. Nu? Asta era pedeapsă. Până m-am aritat. Doamne ajută. Dar de ce nu ți-ai o bătuță în brânci? Câtă mei pe aici pe care... O ce? O bătă, o bătă. A, da, nu. Pentru ce? Mă așa să ai o bătuță. A, nu, întreb. Nu, întreb. Da. Ai cât ești de dârză. Și cum te orientezi? Sau cu telefonul? Am o hartă cu telefonul. Ai cu telefonul. Am o hartă, da. Și atunci așa e. Și mă uit, da. Oadra. Doamne, ajută să vă dea Dumnezeu sănătate. Sănătate și cu izuții. Și toate cele bune. Acelea să ne daruiască Dumnezeu. Numai sănătate și bunătate, să nu aveți supărări și necazuri. Că a, și să vă ferească de toate relele. Dumnezeu, de toate relele și de toate necazurile, că am trăit greu și am lucrat mult. Da, și măcar de acum să vă mai odihniți, să vă e, mai... Nu avem vreme. Nu aveți vreme de odihnit. Așa, ia, na, hai că nu lucru atâta. Doamne ajută să vă ajut în toate. Viață plăcută și fericită. Mulțumesc și dumneavoastră. Sănătate. Ce-ai, da. Doamne, dați drum bun și fericire și om bun. Om bun. Da, om bun. Sănătate. Extraordinar de frumos satul ăsta. Hodobana. Ia uitați. Câtă libertate, câtă verdeață pe aici. Ține-i drăguți. Ține-i drăguți. Ține mititel. Ține mititel aici. Ține. Ține-se mic. Ține-se mic. Am luat-o pe o scurtătură, dar e un drum nemarcat și la un moment dat am văzut pe hartă că n-ar mai fi niciun drum, nicio potecă pentru o porțiune, dar sper totuși să mă descurc. Deci e extraordinar locul ăsta. După ce am mers ceva timp printr-o pădure, acum
dau de o altă căsuță. Absolut singuric aici, înconjurată de pădure. Dar să văd dacă e locuită sau nu. Place locul ăsta pentru locuit. Foarte, foarte izolat. Se pare că drumul meu este chiar prin interiorul gospodăriei omului și chiar n-am ce face decât să trec pe aici. Dar nu e nimeni. Nu e nimeni aici. Deci gospodăria asta prin care am trecut, cred că e doar pentru timp de vară. Deși căsuța, una dintre căsuțe arată foarte bine, are curent, dar e complet izolată aici, e singură, conjurată de pădure și nici măcar un drum ca lumea nu prea e. Îmi place foarte mult locația asta. Și chiar are mult potențial, se pot face multe lucruri aici. Cât teren aici și e destul de drept. Aici se poate face casă, grădină de legume, o seră, pășune pentru animale, gospodărie în toată firea. E un loc, mi se pare foarte bun. Încă nu știu sursa de apă dacă e bună. Ia, uitați ce frumusețe! Deci eu trebuie să o iau pe undeva pe aici. Nu e drum, nu e pătecă, nu e nimic. Și habar n-am pe unde să o iau. Am trecut și gardul de lemn. Da, deci cineva care are aici terenul și terenul unde e gospodăria, dar și toate terenurile acestea din jur, toată poiana asta, și sunt locuri destul de drepte pe aici. Wow, deci eu m-aș vedea locuind aici. Doar cu condiția să fie și sursă de apă bună. M-aș vedea locuind aici, făcând o gospodărie frumoasă. Și cum să zic, adică cam la jumătate de oră de mers prin pădure, ajungi în satul Hodobana, unde sunt câțiva oameni, dar problema e că până aici nu cred că poate să ajungă o mașină de teren, dar nu știu eu toate drumurile și poate mă înșel. Deci am avut dreptate, nu este absolut nicio cărare, nicio potecă, dar dacă merg pe aici ar trebui să intru în drumul forestier care mă duce spre casa de piatră sau înapoi spre gârda de sus. Dacă Doamne ajută, să pot să fie tot drumul așa practicabil. E un gard în fața mea și sper să nu fie garduri care să mi impună probleme. Cam acesta e drumul pe care trebuie să merg și sper din suflet să ajung unde trebuie, să nu trebuiască să mă întorc.
frumos și pe aici. Mă bucur că am luat-o pe aici, deși la un moment dat mi se părea că nu o să ajung unde trebuie. Și am intrat în drumul forestier. A fost așa o aventură cam de o oră, dar a fost frumos. De acum o iau spre cătunul Casa de Piatră. Măceiași, uite! Da, am luat niște măceiași. Da, să te uiți că sunt acolo de la tot mai în jos și partea aceea. Sunt? Cât e de multe. Sunt multe, da, zbune tare. Pentru ceai. De pentru ceai, da. Da, și foarte acum culegeți. Sunteți de aici, din loc? Da, ce stau? Aici, ce o, frumos. Foarte frumos aici, la da, dumneavoastră. Da, pentru unde ești? Eu am făcut așa un traseu, eu vin de la București. Dumnezeu, dar mai acum... singură. Da, dar am făcut așa un tur și... Cu autobuzul a venit? Da, da, da. Nu cu mașina? Cu autobuzul. Și nu ești îngazată, nicăierea? Nu, că am făcut așa o plimbare. Să vezi și tu lumea asta. Să văd ce frumos aici la dumneavoastră. Da, da, ai fost la Scărișoara sus. Am fost, da. Ai am fost? Fost la Scărișoara, peste tot pe aici. Da, bine, dar. Doamne, ajută sănătate. Doamne, ajută. Noi să mergeți la partea la stângă, pe acolo, să te uite că da, sunt multe sunt. Și scurești. Sănătate. Aici este pensiunea Izbucul Tăuz. Foarte frumos acest loc. În sfârșit un izvor. Doamne, ce sete mi-a fost. Și am ajuns la Izbucul Tăuz. Voi merge să văd ce găsesc aici. Wow! Ce de frumos aici! Doamne! Doamne! Aș face aici o baie. Doar că apa pare foarte adâncă. Dar aici e apă mai joasă, aș putea să fac, și foarte liniștită. Mai aici a trecut o vulpe prin fața mea. Prima oară am crezut că e un câine. Am zis, ce să caute un câine pe aici? Nu, era o vulpe. Superbă. Deci am avut ocazia să văd multe animale sălbatice în tura asta. Zona e foarte sălbatică. Și mă bucur. Ții, drăguțule, ține frumos. Oh, Doamne, băia bun. Ține băia bun aici. Ține, ține, ține. Doamne, dai frumos ești. Frumos ești. Frumosule. Gata? Unde sari? Unde sari tu? Unde sari? Aici este intrarea în satul Casa de Piatră.
seamănă cu, cu satele de la poalele Alpilor, cele din Elveția. Deci e o frumusețe. Parcă ar fi așa o comunitate, parcă ar fi o singură familie mai mare. Nenea mi-a spus că mai sunt 8 familii aici. O frumusețe de loc aici. Nici nu crezi că există dacă nu vezi cu ochii tăi. Și aici oamenii parcă au tot ce le trebuie. Și cred că mai important decât condițiile, nu știu, curentul, drumul, și alte condiții, cred că cel mai important e compania pe care o au unul altuia, că sunt mai mulți împreună aici și se ajută reciproc. La un moment dat, singurătatea, oricât de plăcut ar fi, ajunge să te apese. Casele arată foarte bine. Totul e foarte îngrijit aici. Nu prea vezi oameni. Foarte rar câte un om. Fiți cu minți acolo, fetița. Fiți cu minți, cu minți. Dumneavoastră sunteți aici? Da. Nu știu, dacă aveți loc și pentru mine noaptea asta, ar fi minunat. Unde ai făcut facultatea? Ia și-am făcut-o, da. Nu, vezi-o că deja dacă nu mai ai pistolul, o fost să pui mâna pe ea. Da. Da. Și cum era când ați fost dumneavoastră copil aici? Cum erau mai mulți oameni? Au fost vreo 17 familii. 17. Au mai plecat, au mai murit.
Ce vreau să zic, no, că eu suntem 5 frați, 3 frați și 2 surori. De câte lume sunt aici? Soția, un frate la Hațeg și o soră la Peci, ca județul Arad. Da, soția tot de aici ai de loc? Da, de aici. Electric aici, da. Numai din 2005. Din 2005. Până atunci eu și copiii am crescut la lampa cu petrol. La școala eram un ob la Arieșeni și mergeam luni dimineața și numai sâmbătă veneam, stăteam la internat. Cam la 250-300 de metri. Îi peștera Coiba Mare. Da. Asta e cea mai mare deschizătură de la noi de România. Da. Stâncă, da. Îi 74 de metri lățime și 47 înălțime. Asta e fără ghid. Deci puteți intra neavă de 60-70 de metri de la lumina zilei. Da, vreau să merg să văd. Și mai sus, încă la 250 de metri, în continuare, pe partea stângă, e Coiba Mică, care intră apa Gârdișoară în Coiba Mică, trece prin Coiba Mare pe subteran, când plouă mult și pe deasupra, și iese la 4 km pe subteran la izbucul tău, că ați văzut indicatorul. Da, 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 nu că am și coborât acolo, am văzut. Că atunci mai este încă o peșteră de asta, nu mai e ghețarul de la Vârtop, de asta se vizitează din 15 iunie la 1 septembrie zilnic și după 1 septembrie numai cu programare și anunț telefonic, grup de mai multe persoane. Ah, deci doar cu ghid, cu programare. Da, și cu iată. Pur și simplu simți că timpul stă pe loc. Nu văd oameni care să se grăbească să ajungă undeva. Nu văd oameni nervoși. Asta e viața, viața curată. Pe aici se coboară la peștera Coiba Mare. Câte bapasuri și-am pus la spălat. Mi-a spus domnul că a fost aici un grup. Da. Cam calorifer din ăla mic. Nu trebuie, să știți că nu trebuie. No, da, am opus boilerul, este apă caldă. Să vă fac un pileu cu carne cu cârnața mănuntură puse. Cum se pune, deci, nu știu doar dacă știi ce înseamnă puse. Da, dar da, doar dacă, un pileu doar dacă faceți, că eu nu mănânc carne. Un pileu, e de ajuns. Vă fac cu ciuperci. Dacă aveți, dar nu vreau să vă deranjați, că ați fost toată ziua, ați lucrat. Da, mă duc să văd că atunci trebuie să scot ciuperci și vă fac pileu atunci da. Și cu ciuperci. E bine? Da, e foarte bine. Deci aceasta este camera. E foarte, foarte bine aici. Și un balconaj. Mi-a gătit tanti aici niște piure cu o mâncărică de ciuperci și murături. Și după 2 zile de făcut foamea, sunt foarte bucuroasă. M-am băgat în pat. Sunt ruptă de oboseală. Deci mă aflu la tanti Letiția și la nenea Ioan din satul Casa de Piatră, familia Gligor, care sunt aici de multe generații, familia Gligor. Aici s-au născut, aici s-au căsătorit, aici au crescut copiii, 3 copii au, aici au crescut, aici au trimis la școală și acum au și nepoții care trăiesc aici cu ei.
Deci unul dintre băieți s-a căsătorit și a decis să rămână aici cu ei și au, dacă mi-amintesc bine, doi nepoței care locuiesc aici, pe care îi duc în fiecare zi la școală în Arieșeni și fac așa naveta în fiecare zi. Din fericire, școala trimite un microbuz pentru copii până pe acolo, pe la izbucul Tăuzului, până acolo îi duce cu mașina, de acolo ia microbuzul și tot așa. Și mi se pare o soluție foarte bună, care să încurajeze tinerii să rămână în locurile natale sau chiar tineri din alte părți să se mute în aceste locuri și să-și crească copii aici. Pentru că eu cred că acesta este unul dintre motivele principale pentru care tinerii nu se mai mută în aceste sate izolate. Se gândesc că ce o să facă cu copiii, unde o să-i ducă la școală. Da, cam acesta este un motiv foarte, foarte puternic pe care eu l-am auzit, pentru care tinerii pleacă de aici sau nu se mută aici. Dacă ar exista acest ajutor, deci aceste microbuze care să ia copiii, să-i ducă, să-i aducă, ar fi un ajutor foarte mare. Eu am mâncat foarte bine, tanti Letiția mi-a gătit foarte bine, deși toată ziua a fost cu văcuțele, le-a dus la păscut, le-a întors, deci toată ziua femeia asta face treabă, altfel nici nu s-ar putea trăi aici fără treabă, fără muncă. După ce a venit, mi-a făcut mie de mâncare și după care s-a dus fuga la mulți vacile. Mă simt foarte bine, am făcut un duș cald după baia rece pe care am făcut-o la izbucul Tăuzului, chiar am mers un duș cald și mă bag la somn, sunt ruptă. Nu știu să văd mâine dacă reușesc să ajung înapoi, trebuie să ajung înapoi de unde am plecat ca să prind un autobuz spre Alba Iulia. Deci ar trebui să fac traseul ăsta pe care l-am făcut în două zile să-l fac într-o zi. Eu l-am făcut în două zile că așa am vrut, nu că s-ar fi putut face într-o zi, doar că ajungeam noaptea și oricum am pornit destul de târziu pe traseu și am mers încet, m-am mai și încurcat pe drum. Acum ar trebui să ajung mai repede și să prind autobuzul. Dacă nu îl prind, asta e, în caut un loc să campez. Această zonă, parcul natural Apuseni, este superbă, este foarte frumoasă și foarte sălbatică și îmi pare rău că nu am destul timp la dispoziție să îl fac pe toți. Sunt foarte multe trasee pe care le puteți face chiar pornind de aici. Nu am timp. Aș mai vrea încă 10 zile să stau pe aici prin zonă, dar nu pot, trebuie să mă întorc. Dar cu siguranță voi reveni să explorez și celelalte zone. Vă îndemn să veniți, chiar merită să veniți aici, în zonă, dacă vreți să vă cazați aici și să explorați toate traseele care sunt prin zona asta și foarte multe peșteri. Mi-a povestit nenea Ion că și tanti Letiția s-a întâlnit cu ursul când era tot așa cu văcuțele și ursul s-a ridicat, s-a uitat la dânsa. Și ea, ce să fac, a împietrit și ea, cum mi s-a întâmplat și mie. Și ursul a plecat în treaba lui mai departe. Câinii săraci, deci câinii săraci n-au mai avut nici puterea să latre sau și-au pus coada între picioare și stăteau acolo pitiți. Dar ursul n-a avut nicio treabă și a văzut mai departe de viața lui. Așa că
după pățania mea cu ursoaica, cu pui, deci ce poate să se întâmple mai rău decât să dai peste o ursoaică cu pui, eu așa am auzit. Sau un urs foarte, foarte flămând. Și dacă nici ursoaica cu pui nu a fost, nu a avut niciun interes să mă atace, nici măcar să mă bage în seamă, nici... Sincer, nici nu știu dacă m-a observat, poate era speriată, poate ceva a speriat-o, a fugit într-o viteză prin fața mea. Și asta mă face să am multă încredere că aceste animale chiar nu au intenția și nu vor să-mi facă mie vreun rău. Cam aici se încheie această ieșire. Vă pup, vă iubesc, aveți grijă de voi, pa, pa!